Având în vedere incertitudinea privind căsătoria, Ana Maria a primit câteva sfaturi de la sora ei. Foarte puțin timp, atâta nu mai vreau să spun, te rog frumos să te măriți, să eu ne-am luat bilet de avion și din urmă să vin până în București de acolo, te și hotel la soare. Ai înțeles? Aoleu, păi cum vine asta? Ei, dacă... Nu știu cum. Încă ne mai gândim, amândoi suntem oarecum pe același sentiment, mai vedem. Mi-e frică așa la amândoi. Mai gândiți că are 30 de ani, Ana. Și dacă nu mare, nu mare. Dar divorțesc cum am divorțat alții, fost el al soarele. E mai hotărâtă și tu. Că ăla-i ca tine și tu ești ca el. Da, știu. Să spui da. Zici, mă, gata, ne căsătorim dacă nu mare asta e. Du-te și tu cu capul înainte. Că dacă nu mere așa tot timpul, vai, dar ce-a fi, dacă m-a fi, dar nu știu, cum dar... Doamna Ioana încerca să afle ce se întâmplă cu starea Anei Maria. Nici eu nu știu cum să mă gândesc. E rutina asta, e da, chestia asta continuă, un deja vu, parcă în fiecare zi mă trezesc și aceeași zi. Sunt convinsă că câteva zile și după am trece numai. Bine, serios să fie petrecerea, iar o să dansați, o să fiți împreună mai mult. Am dat energie la toată lumea, dar acum îți dau. Zic și cum să facem să fie ușor. Pur și simplu mă simt epuizată. Bogdan era dornic să afle dacă starea Anei s-a schimbat. Nu am energie. Dar nu ți-o dat. Ce? Soră ta. Ba da, și mă gândesc mai mult acasă. Toți ne gândim iubire, dar ce naiba să facem? Nu, bine, nu, toți ne-o cu 4 luni de zile și n-am din cap. Uită-te, astea dar cine îți capul? No. Și așa mă simt. Vestiment. Tu am impresia că ești pe altă planetă. Eu? Și tu. Cum ești eu, mă, pe altă planetă? Nu, iubita, mi-am scut tine aici. Dacă ești bine, dacă nu ești, are bine. Sunt iubita mea. Ceva de genul ăsta. Sunt. Nu știu cum să-ți povestesc și să spun direct și scurt și la obiect. Sunt. Se pare că Bogdan a devenit mai optimist decât Ana Maria. Mai ești și soarele și pe strada noastră. Nu? Ce face să crezi că nu s-a luat pe strada mea? Strada noastră, că ești logodită. Noastră! Ești logodită? Nu înseamnă nimica, nu? Tu ai zis. Mă adaptez și eu, iubire. Ce mai deschidem subiectul, dar tot arunci câte una. De ce arunc câte una? Dacă așa e, dacă nu e, după ce Franța stau până la... Da, ți-am zis eu ceva de plecat, sau? Eu zic de plecat. Păi, foarte bine, nu? Nu, dar vedeam ce. Nu te-a fost bagajul. Da, să și știi că mâine cer să mă duc. De unde? Acasă. Deci pleci și mă lași aici? Da, păi tu vrei să merg până în capă, du-te. Păi și ce ai avea de ales? Avem de ales? Da, nu știam. Întotdeauna ai de ales. Nu știam că avem de ales. Întotdeauna este posibilitatea să alegi. Mai mult sau mai puțin, da, dar și consecințe. Ești pregătită să le asumi? Să pleci de aici să le asumi? Da, mă. Da? Da. De ce vrei să pleci fără mine? Da, nu putem ieși deodată. Păi, deci cum adică nu putem? Păi cum, pe 1 august nu putem ieși deodată? Ba da. Păi și atunci? Ia hai să o tranșăm acum, că a luat și sora bilet, vine tocmai din Franța. Nu tranșăm. Ce aveți? Tu vrei, Ana, el nu vrea sau... Nu, nu, amândoi. Amândoi suntem nu. Exact pe aceeași lungime de undă. Dar... Ia că v-am mai întrebat și el, dar de ce vă e frică, măi, oameni buni? Să știți că domnul primar care o să vină, cine o să fie, nu mușcă, nu e ok. Actul? Neapărat, tocmai asta îi spuneam, că un act nu schimbă nimic. Nimic un act. Atunci? A s-a întâmplat prea repede? Da, cred că. Nu vă așteptați? Ați venit la Mireasa. Da, probabil. Nu suntem la șef la cuțite, deși puteți să mergeți și acolo, lejer, și separați și împreună. Ce le-ați spus, doamna? Ce i-ați spus, doamna Malvina? Să se hotărască odată. Nu?
La noi este o vorbă. Măi copile, unghii mere, si bărbat, nu si muiere, că ți-o mărți vestea pânsat că n-ai sire de bărbat. Păi să demonstrează că e bărbat. Hai că ți-a zis un catren și acum la treabă, trebuie să demonstrezi. Mă întorc la subiect. De ce n-ați vrut ascul cu telefonul? Nu știu, am avut așa vreo 2-3 zile tensionate și am să nu ne tensionăm mai tare. Dar ești în continuare tensionat pentru că te-au luat toate transpirații. Uite un pic la tine, erai ok. Nu deschidem subiectul ăsta. Vă rog eu frumos, putem să aducem, putem să-l aducem pe domnul psiholog un pic, să fac un pic de terapie, să-l liniștească, să-i spună că... Spleașcă când deschidem subiectul. Căsătoria e, nu e jug, nu e... Deci simt, n-am un șervețel să-ți dau, să te salvez. Dați-mi, vă rog, un șervețel să salvez omul. Deci, ce te sperie? Ia să vedem. Ce mă sper? De toate, nu știu, de responsabilități. Responsabilități, dar responsabilități. Păi cum a zis sora Ane? Păi, dar aveți și voi, câți ani ai, Bogdan? Fac 35 imediat. Așa, Ana, câți ani ai? Fac 30. Ia, stai, gata, e ceasul, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Hmm? De iubit vă iubiți? Da. De logodit v-ați logodit? Da. Te-a pus cineva să o ceri? No. Asta am zis și eu. Păi și atunci... Stăm aici cu treburile pregătite în fața studioului și voi... Eu aseară am spus unde mi se găsește certificatul de naștere acum. Eu n-am spus nimic. Ce? Nu găsești certificatul de naștere? Nu, am spus unde îl pot găsi. Ah! Da, da, trebuie să depunem actele.